În comuna Roseți, primăria a reușit să asfalteze aproape toate străzile. În momentul de față, pentru a încheia acest capitol, au fost demarate lucrările la ultimul kilometru de drum neasfaltat. De asemenea, s-a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru demararea lucrărilor de reabilitare și modernizare a celor trei școli funcționale în localitate. Vorbiți-ne un pic despre proiectele implementate la nivelul comunei Roseți în momentul de față. Păi, în execuție avem două. Deci, proiectul de modernizare drumurii este în lucru, se lucrează la ora actuală șantier pe strada Dunărea, pe strada Borcea, și apoi, pe urmă, toate legăturile care se fac între strada Borcea și Dunărea. Bretelele de legătură, da. După care se continuă cu lucrările până se termină. Deja am parte din lucrările de sectorul de acolo, infrastructura de bază este executată, urmează celelalte lucrări pentru definitivarea lucrării. Proiectul de apă de modernizare, rețeaua de apă și canalizare, s-ar putea ca până la finalul lunii să ne apucăm de lucrare. Agenția de plăți să verifice această treabă, dar e rezolvată, e totul rezolvat. Deja ne-am dus, în prima fază ne-am dus ca să ne verifice, trebuie să mai ducem niște completări, să rezolvă treaba. Deci la sfârșitul lunii sau luna viitoare... Luna viitoare suntem în execuție. Începeți lucrările. Cu școala, modernizarea școlii. Tot la fel, într-o lună maxim, începem lucrările și acolo. La ce unitate de învățământ? La toate. La toate unitățile de învățământ. Dar nu să începem cu totul. Deja noi ne-am programat, am făcut un grafic, știm exact ce avem de făcut, acolo unde se poate lucra, să lucreze, când vedeți dumneavoastră, este timpul întârziat. Dar eu sper că se va lucra în bune condiții. Deja am discutat cu un director, acolo unde nu se învață după amiază, avem grijă și terminăm, recepționăm lucrarea acolo, trecem altă clasă în partea asta, la altă, unde am lucrat și uite așa executăm lucrările. Că ce să facem? Și pe timp de iarnă se pot executa, mai ales lucrări interioare. Da. Ce unitate de învățământ veți începe? Păi să vedem. Cred că încep prima dată cu dealul sau s-ar putea și cu cele trei obiective din spațiu de la stradă. Deci... Acolo știți foarte bine, sunt trei corpuri de școală, școala P+1, școala Fare și școala veche în care am lucrat. Deci corpul de școală C, unde am învățat și părinții noștri, poate, da. Veți face lucrări de reabilitare sau mai exact ce? Și modernizare și reabilitare. Și reabilitare și modernizare, da. Așa, sala de sport, am înțeles cât de curând o să rezolve, să apucă de treabă. Sala de sport construită pe CNI sau... Da, pe CNI. Uh-huh. Stadionul de mini-fotbal de antrenament, ăla tot la fel, în maxim o lună de zile ne apucăm și acolo de lucru. Deci anul ăsta începem toate lucrările, toate 5 proiecte pe care noi ni le-am propus să le facem, toate se vor începe și începem lucrările și le definim. S-ar putea ca modernizarea drumurilor să o terminăm de anul ăsta. Nu mai aveți mult la drumuri. Câți kilometri au mai rămas? Ai vreo un kilometru și ceva. Un kilometru. Și ați terminat? Da, am terminat tot. Am modernizat tot, da. Acum mă chinui deja, astăzi am venit proiectantul la mine și am discutat problema SF-ului pentru a-l depune la Ministerul Dezvoltării, modernizarea iluminatului public și o extindere la iluminat public, pentru că, după cum știți și cum v-am informat de atâtea ori, am executat un PUS pentru a face față celor care fac obiectul legii 15, adică de atribuire de terenuri pentru tinerii din localitate, care fac obiectul legii 15 și
Acolo trebuie neapărat să, odată ce le atribuim acele terenuri și punem în posesie, să aibă și utilitățile necesare. Deci iluminatul public, deja îl introducem prin acest proiect. Să vedem distribuția, cum o rezolvă, dar deja am făcut primii pași, am discutat la IRE și am discutat și la Consiliul Județean, am informat de treaba asta. Acolo se vor face în jurul la vreo 280 de locuințe, deci un sat. Apa o să o introducem prin eforturi proprii, e vorba de două străzi, iar trama stradală deja am executat-o. Deci executate, acolo sunt două străzi care rezolvă problema acelui cartier. Câte locuințe au fost construite, locuințe noi în acel cartier? Nimic n-a fost construit. Deocamdată nimic? Nimic. Dar odată cu aducerea utilităților în zonă, tinerii vor avea posibilitatea să... Sigur că da. În jurul aproape 300 de locuințe se vor executa acolo. 280 ceva. Deci se va extinde... Da, da. Și sunt solicitări în acest sens. Păi numai în ultimii ani, mai am vreo 4 terenuri atât, din puzurile vechi. Păi am îndreptat satul, pe partea din vest am îndreptat satul, acolo sunt poate vreo 100 și vreo 40 de locuințe. Apoi, urmă, cele trei puzuri, unde într-o parte sunt 18, într-o parte sunt vreo 64, în mai mă partea asta la altă 5, deci în total, dacă stăm să le numărăm, sunt vreo 300 de case, locuințe executate noi. Înseamnă că dumneavoastră aveți tineri în localitate. Vorbeam cu alți primari care se plângeau că natalitatea este în scădere, tinerii pleacă, dar se pare că la dumneavoastră situația este exact invers. Da. Se pare că rosețenii știe să iubească cum trebuie. Dar nu asta. Nu. Ce se întâmplă? E o localitate aproape de oraș. Relația mea cu transportatorul public e foarte bună. Din oră în oră avem autobuz care întoarce, avem stație exact în centrul satului. Și face legătura. Da. La ora actuală nu am, în comuna Roseț, nu știu dacă există vreo gospodărie în care să nu fie un salariat. O situație bună. Iar la școală, dacă până acum aveam asigurate cam 3 clase, de clasa 1-a, deci de la un timp cu acea odată e 3, odată e 4. Deci se pare că, așa cum ni s-a comunicat, demografia este pozitivă și am în jurul la aproape 800 de copii la școală, cu grădință, cu tot, cam 800 ar fi. Asta e situația. Dar și ceilalți tineri care se duc în străinătate, vin înapoi, vor să-și construiască o casă. Și acolo unde părinții nu au fost împroprietăriți cu 5.000 de metri pătrați, așa cum spune legea 15, declarație că n-a mai avut casă și nu știu ce, automat au dreptul să primească atribuirea de teren gratuit pentru locuințe. Asta este conform legii, între 400, bine, au plecat de la, a fost o perioadă când s-a acordat nici 400 de metri pătrați, 240 sau 250. Dar acum, de la 400 de metri, măcar să fim în stare, să asigurăm fiecărui tânăr care solicită, următorii ani, suprafața de 400-500 de metri, ca să poată să-și facă locuință. Eu cred că este suficient pentru o locuință, 500 de metri pătrați. Numai măcar ăsta să fie sprijinul pe care îl acordăm noi comunitatea acestor tineri. Și în felul ăsta îi ține aproape de noi. Deci să duc în străinătate, vin, să duc numai să strângă bani pentru... Da, da. Se apropie 1 octombrie. Pentru persoanele vârstnice organizați ceva? Este organizat la nivel de județ. E organizat de către... și nici nu putem să ne implicăm altfel, de către PSD, la nivel e organizată, eu știu, o acțiune.
E o ședință înainte, după care se pare că suntem invitați undeva pentru ca să socializăm această zi și acest moment la nivel de județ. Un lucru bun, să știți. Un lucru bun și știți de ce? Încă o dată dovedește că PSD-ul este alături de persoane în vârstă și asta s-a dovedit și prin faptul că tot ceea ce s-a promis în campania electorală de către PSD s-a respectat. Iar acești oameni au muncit o viață. Ei sunt scheletul acestei țări. Să fie clară treaba. Inclusiv educația tineretului de astăzi.